Cea mai deranjantă problemă a smartphone-urilor lansate în ultimii ani este autonomia bateriei. Deși sistemul de operare și aplicațiile mobile sunt mereu optimizate pentru a consuma cât mai puțină baterie, ecranele din ce în ce mai mari și mai performante și utilizarea telefonului mai mult pe post de cameră foto sau video duce la o descărcare rapidă a smartphone-ului. Noroc că există și companii ce produc smartphone-uri cu o baterie foarte mare. Un astfel de exemplu este compania Vonino cu modelul Vonino Volt X, ce are o baterie detașabilă de 4000 mAh, baterie ce oferă o autonomie de până la 490 de ore în standby și până la 3 zile de autonomie la utilizare normală. Am zis să-i stresez bine bateria lui Volt X și să fac un test un pic mai altfel. Am pus smartphone-ul pe un trepied special și l-am lăsat să filmeze. Acum puteți vedea și cum decurge o zi de-a mea când am foarte mult de lucru la PC. Am pus videoul jos pe fast forward ca să nu vă plictisesc. Rețineți că modul filmare consumă extrem de rapid bateria unui smartphone și îl supra-solicită. Dar Vonino Volt X a rezistat foarte bine, deși s-a încălzit un pic. Dar materialele din care este realizat l-au făcut să nu se supra-încingă și să fie ok de ținut în mână și după ore de filmat. De obicei, smartphone-urile cu corp de metal se încing mult mai tare. Cu toate că Vonino Volt X incorporează o baterie de 4000 mAh, dimensiunile lui sunt unele reduse. Vonino Volt X cântărește numai 157 de grame. Mi-a plăcut foarte mult spatele device-ului, nu doar că arată foarte bine așa mat, dar este și rezistent și nu atrage amprente. Spatele îi oferă telefonului un design interesant, special, ce îl scoate în evidență. Modelul Volt X este unul dual SIM mid-range, prețul smartphone-ului fiind de numai 350 de lei, un preț foarte, foarte bun pentru specificațiile oferite. Câte smartphone-uri decente mai cunoașteți la prețul acesta? Vonino Volt X are un ecran IPS de 5.5, cu rezoluție de 854x480 de pixeli, ce se vede foarte bine chiar și în lumină naturală puternică. Deși smartphone-ul costă doar 350 de lei, ecranul IPS de care dispune este unul super bun pentru acest preț. Camera foto principală este de 8 megapixeli și dispune de blitz, autofocus și stabilizare optică a imaginii. Pozele ies decent, dar viteza de declanșare și procesare lasă un pic de dorit. Camera principală permite filmare HD, HDR și funcție de panoramă. Este un pic mai complicat să te prinzi cum poți schimba pe modul selfie dacă ai deja un alt mod activat. Este un pic contraintuitiv, pentru că mai întâi trebuie să dezactivezi modul setat, să revii la normal și apoi să alegi modul selfie. Camera foto secundară pentru selfie-uri este de 2 megapixeli și este bunicică pentru apeluri video, dar dacă vrei selfie-uri reușite pentru Instagram, Volt X nu este smartphone-ul potrivit pentru tine. Volt X incorporează un procesor de tip quad-core cu viteze de procesare de până la 1,3 GHz. Sistemul de operare este Android 6.0 Marshmallow, are 1 GB de memorie RAM DDR3 și 8 GB memorie de stocare. Puteți extinde memoria de stocare pentru un card microSD de până la 64 de GB. Modelul Volt X vine și cu suport FDD 4G LTE pentru ambele SIM-uri. Vonino Volt X este disponibil în două variante de culoare, negru și albastru marin, dar nu vine în cutie cu căști audio sau cu folie de protecție. Deși nu este un smartphone de top, Volt X oferă tot ce ai nevoie de la un smartphone. Posibilitatea de a utiliza aproape orice aplicație în Google Play Store, o cameră foto decentă, o baterie ce oferă autonomie de cel puțin 2 zile la utilizare intensă și o carcasă solidă. Volt X merită toți cei 350 de lei.